Noul bazin acoperit de un not construit la Târgu Jiu a fost recepționat azi în prezența unui reprezentant al Companiei Naționale de Investiții, Tudor Șomăcescu. Investiția de 2 milioane de euro a fost finanțată prin CNI. Autoritățile locale pregătesc inaugurarea bazinului la care au invitat doi campioni, Târgujianca Denisa Tâlvescu și David Popovici. Bazinul va putea fi utilizat de la începutul anului viitor și este destinat în principal copiilor.